Din cauza pandemiei de coronavirus, recensământul general al populației și locuințelor a fost amânat din 2021 pentru anul în curs. Operațiunile preliminare au început din februarie, cu preluarea de date din recensământul populației și locuințelor din 2011. Recensământul propriu-zis va începe luni 14 martie, cu o noutate fiind vorba despre autorecenzarea online, o operațiune relativ simplă ce va dura până în data de 15 mai. Autorecenzarea se va realiza accesând site-ul www.recensamantromania.ro și cuprinde doi pași. Pasul 1, se completează formularul de preînregistrare, adică adresa de reședință, CNP-ul, adresa de mail pentru toți membrii gospodăriei. În pasul 2, fiecare membru al gospodăriei își completează chestionarul individual accesându-și link-ul primit pe adresa de mail înregistrată la primul pas. Cei care nu vor recurge la această metodă modernă, care aduce și o zi liberă plătită de la locul de muncă, vor fi căutați la domiciliu după data de 15 mai până în data de 16 iulie de către recenzori care vor colecta datele pe dispozitive electronice. Recensământul propriu-zis se va desfășura conform următorului calendar: 14 martie, 15 mai autorecenzare, 16 mai, 17 iulie colectarea datelor de către un recenzor prin interviuri față în față. Cetățenii care nu reușesc să se autorecenzeze până la data de 15 mai 2022 vor fi vizitați în perioada 16 mai 17 iulie de un recenzor care va înregistra datele pe o tabletă. Acțiunea este una extrem de importantă pentru implementarea politicilor guvernamentale în următorul deceniu, iar cei care nu vor participa la recensământ riscă amenzi între 1.000 și 3.000 de lei.